Se întâmplă foarte multe lucruri cu Bitcoin în ultima perioadă și o investitoare foarte cunoscută pe nume Katie Wood spune că Bitcoin ar putea valora între 250 și 1,5 milioane de dolari până în 2030. Dar se va întâmpla asta cu adevărat? Am vorbit cu consilierul meu financiar și el m-a sfătuit și pe voi vă sfătuiește să dați un like acestui clip astfel încât să putem cumpăra mai mulți Bitcoin. Deci, există mult entuziasm cu privire la Bitcoin în ultimul timp, asta deoarece Bitcoin a ajuns la aproximativ 38-39 de mii de dolari pe monedă și s-a apreciat cu mai mult de 100% în acest an. Și totul este din cauza ETF-ului Bitcoin Spot, care pare că este pe cale să fie aprobat din ce în ce mai aproape. Vreau să ajut de asemenea să explic predicția lui Katie Wood despre scenariul ei de bază, nu cel mai bun scenariu de bază, este că Bitcoin ar putea ajunge până la 600.000 de dolari sau chiar până la 1,5 milioane de dolari în 2030. Dar mai important, vreau să atrag atenția asupra unor avertizmente cu privire la aceste ETF-uri, când vor fi și la ce ar trebui să fiți atenți. Înainte de a investi toți banii tăi în Bitcoin, ai puțină răbdare și gândește-te că nu este cazul să ajungem chiar pe lună, ceea ce s-ar putea întâmpla, însă vă rog să urmăriți cu atenție acest videoclip și să intrăm în subiect. Salut, numele meu este Marius Ivănescu, sper că vă simțiți bine. Rămâneți aici pentru a afla mai multe informații despre lumea cripto și, bineînțeles, și puțină consiliere financiară. Deci, se pare că suntem aproape de aprobarea unui ETF Bitcoin care ar permite un nou val de adopție în Bitcoin. Imaginați-vă dacă o companie ca Apple, cu 167 de miliarde numerar bani cash, ar decide să investească 1 sau până la 2% din acești bani în Bitcoin. Curând vor putea, dacă apare acest ETF. Și sunt cel puțin 8-10 companii de administrare a averilor care au depus deja cereri pentru șansa lor de a face asta cu SEC. Și chiar în urmă cu 2-3 săptămâni, prețul Bitcoinului a luat o razna pentru că s-a întâmplat ceva cu adevărat. Încă din octombrie 2021, o campanie de administrare a activelor, numită Grayscale, a depus o cerere pentru a converti ETF-ul lor într-un ETF Bitcoin Spot. SEC, desigur, nu le-a permis și atunci Grayscale i-a dat în judecată și au câștigat. Curțile au fost de partea Grayscale și săptămâna trecută SEC ar fi putut face apel la decizia instanței și să lupte în acel caz, dar au ales să nu o facă. Deci faptul că SEC nu a luptat împotriva acestei decizii înseamnă că sunt mult mai deschiși acum să o aprobe. Dar motivul numărul 2 pentru care prețul Bitcoinului a luat o razna este datorită a ceea ce s-a întâmplat pe 23 octombrie, atunci când IBTC, care este depunerea ETF-ului BlackRock, a apărut misterios pe site-ul DTCC. Avem multe acronime aici, știu, dar hai să le luăm pe rând. IBTC este simbolul bursier ETF al BlackRock și DTCC este Depository Trust and Clearing Corporation. Tot ce trebuie să știți este că fiecare ETF, când este depus și aprobat, trebuie să treacă prin site-ul web al celor de la DTCC. Deci când IBTC a fost listat pe site-ul lor, toată lumea a fost ca și la confirmarea aterizării pe lună. Deci oamenii au cumpărat în hype, de aici a și crescut prețul până la 37-38 de mii de dolari. Apoi, a doua zi, marți, a apărut misterios de pe site-ul lor web și valoarea Bitcoinului a scăzut. Se pare că a fost un fel de eroare, pentru că în aceea zi de marți a fost relistat din nou și valoarea Bitcoinului a revenit. Dar asta este o zi obișnuită din viața cripto. Deci, dacă oricare dintre aceste ETF-uri este aprobat, asta va oferi Bitcoinului acces la trilioane de dolari care ar putea curge potențial în el în câteva secunde, trezorerii corporative și multe altele. Și atunci va fi nebunie. Acum, personal, nu sunt un mare fan al predicțiilor de prețuri pentru că aproape întotdeauna sunt greșite, dar tot vreau să ajut să explic ceea ce consider a fi una dintre cele mai faimoase, dacă nu cea mai faimoasă predicție de preț pentru Bitcoin de la Katie Wood. Acum, dacă nu ați auzit de ea, a făcut lucruri destul de incredibile în ultimii ani. În 2014 până în 2021, banii pe care i-a gestionat pentru clienții săi au adus un randament mediu de 39% pe an, în condițiile în care S&P 500 aduce un randament de 7-8% în medie, ceea ce este de 3 ori mai mare decât randamentul pieței bursiere în același interval de timp. Acum, la vârful din 2021, compania ei gestiona 50 de miliarde de dolari pentru investitori și asta desigur pentru că guvernul a inundat economia cu bani. Au printat bani ca niciodată. Așadar, toate activele riscante au explodat în valoare și toată lumea făcea bani, mai ales în acțiunile tech, da? Mai ales în acțiunile tehnologice.
Dar apoi a apărut inflația și toate activele riscante au luat-o la vale, s-au prăbușit și din păcate ETF-ul i-a încheiat anul cu o scădere de 23% în 2021 și aproape 67% în 2022. Asta fiind ca o scurtă prezentare a lui Katie Wood și de ce este faimoasă. Nu este perfectă, dar a avut câteva reușite importante. Acum trebuie să analizăm puțin scenariul ei de bază pentru valoarea Bitcoinului, care spune ea va ajunge la $600.000 până în 2030, ceea ce pare complet inventat. E ca și cum ar fi ales un număr aleatoriu între 1 și 10 sau ar fi aruncat cu zarul. Dar totuși, de ce a ales ea $682.000 până în 2030? Păi, există un motiv specific. Există câteva calcule pe care ea le-a făcut. Iată exact ce trebuie să se întâmple cu Bitcoin pentru a ajunge la acest preț. În primul rând, trebuie ca 2,5% din trezoreriile corporative să fie deținute în Bitcoin. Ce sunt trezoreriile corporative? Trezoreriile corporative sunt ca o pușculiță cu bani a unei companii. Majoritatea corporațiilor mari au ceva denumit departament de trezorerii corporative. Nu toate companiile, dar majoritatea. Aici decid ce să facă cu toți banii pe care i-au la dispoziție. Unele companii aleg să plătească dividende acționarilor lor. Unele companii vor să investească banii în investiții pentru dezvoltarea companiei. Altele cumpără echipamente, altele pur și simplu doresc să păstreze banii în numerar. Dar banii cash sunt un activ depreciabil, valoarea lui scade în timp datorită inflației. Dar Bitcoinul este un echivalent cash care sperăm crește în valoare în timp. Cel puțin asta a făcut pe baza istoricului. Așadar, această presupunere spune că pentru fiecare $100 pe care o companie îi are în tezaurul său corporativ, $2,5 din aceștia, dacă sunt investiți în Bitcoin, acesta este unul dintre lucrurile necesare ca Bitcoinul să ajungă la prețul de $682.000 în 2030. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă Bitcoin este să reprezinte 10% din volumul total global de remitere de bani. Sună foarte complicat, dar este de fapt foarte simplu. De fiecare dată când trimiți bani peste mări și țări cuiva, acest lucru este considerat o remitere de bani. Acum, în loc să folosească ceva de genul Western Union, care este foarte scump, dacă doar 10% din volumul total care este trimis în toată lumea este trimis în Bitcoin, atunci Bitcoin ar putea ajunge la prețul respectiv. Al treilea lucru este ca 1% din tezaurul unui stat național să fie deținut în Bitcoin. Așa cum am explicat mai devreme cu trezoreriile corporative pentru companii, avem trezoreriile pentru o țară. El Salvador este un exemplu bun. A devenit prima țară care a cumpărat Bitcoin folosind pușculița țării. Acum, dacă doar 1% din întreaga pușculiță a lumii, a tuturor țărilor, deține bani în Bitcoin, ar fi de ajuns ca Bitcoin să ajungă la prețul de $682.000. Următorul lucru pe care trebuie să-l facă Bitcoin este să reprezinte 3% din monedele piețelor emergente în oferta M2 în afara primelor 4. Acum, dacă am spus prea multe cuvinte complicate, vă rog să mă scuzați. Primele 4 se referă la Brazilia, Rusia, India și China. Primele 4 piețe emergente. Trebuie să le excludem. M2 se referă la oferta fizică de bani. Iar în ceea ce privește țările, vorbim despre oameni din cadrul țării. Așadar, 3% din monedele țărilor emergente trebuie să fie deținute în Bitcoin. Un alt lucru pe care Bitcoin trebuie să-l facă este să reprezinte 5% din rețeaua de soluționare economică. Iarăși, un lucru care sună extrem de complicat. Un exemplu în acest sens este dacă Rusia și China vor să trimită bani unul altuia, nu au încredere în moneda celuilalt, că poate se devalorizează, încep să printeze foarte mulți bani și na, de ce ar avea încredere? Ei ar putea dori să folosească Bitcoin pentru a tranzacționa lucruri. Este un exemplu global, dar sper că m-am făcut înțeles. În acest caz specific, TAM, care înseamnă piața totală adresabilă, dacă Vasile vrea să trimită bani la o bancă și în loc să folosească o altă rețea de soluționare precum SWIFT, care este scumpă și durează o veșnicie, în special dacă faci plăți în afara comunității europene, de exemplu din România, ei aleg să trimită Bitcoin unul altuia și să-l convertească mai târziu în dolari, euro sau ce monedă vor ei. Dacă cel puțin 5% din volumul total tranzacționat de la bancă la bancă s-ar face prin Bitcoin, atunci prețul ar putea atinge acel prag. Următorul lucru este ca 3% din activele rezistente la sechestrare deținute de HOA, un cuvânt pretențios pentru persoanele cu valoare netă mare, adică bogații lumii, adică oricine valorează între 1 și 5 milioane de dolari, pentru că TAM, piața totală adresabilă, este globală.
Asta înseamnă că dacă 3% din milionarii globali, cu o valoare între 1 și 5 milioane de dolari, trebuie să dețină Bitcoin. Următorul lucru este ca 2,5% din investitorii instituționali să păstreze 2,5% din banii lor în Bitcoin. Și ultimul lucru, sunt destul de multe chiar, dar ultimul lucru pe lista de astăzi este ca 40% din capitalizarea de piață a aurului să fie deținută în Bitcoin. În acest moment, capitalizarea de piață a aurului este în prezent de aproximativ 13 trilioane de dolari. 40% din 13 trilioane este puțin peste 5 trilioane, deci trebuie să avem această sumă în Bitcoin. Iar capitalizarea de piață actuală a Bitcoinului este de aproximativ 670 de miliarde, adică de 7-8 ori mai mult decât în prezent. Deci dacă iei toți acești factori și îi înmulțești cu prețul actual al Bitcoinului, să zicem 35.000 de dolari, o să obținem un preț de 250.000 de dolari aproximativ. Asta este matematica din spatele prețului dat de Katie Wood în 2030, care pare complicată, dar este precisă. Sursa este Trust Me Bro. Acum toate aceste lucruri sună emoționant, dar nu putem să ne aruncăm prea repede cu capul înainte. Așa că iată cele trei avertismente pentru toată lumea pe care ar trebui să le luați în considerare. Primul avertisment. Bitcoin are o șansă mai mare de a scădea în valoare decât de a crește în valoare pe termen scurt. Și asta pentru că toată lumea a cumpărat Bitcoin odată cu zvonul ETF, că ar putea fi aprobat, dar din păcate în momentul în care a apărut această știre, mulți au și vândut, cei care au deținut de la 15-16 mii de dolari. Cred că este foarte înțelept să luăm în considerare că pe termen scurt mulți oameni ar putea să vândă decât să investească în Bitcoin. Acum, pe termen mediu și lung, prețul Bitcoinului va crește, probabil va crește, dar avertismentul numărul 2, în momentul în care vor apărea aceste ETF-uri Bitcoin, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le cauți. Fiecare ETF, de exemplu, are ceva numit rata de cheltuieli. Acum, aceasta este suma de bani pe care o plătești pe an. Nu este ceva ce plătim activ și trimitem bani cuiva, dar este scăzută din rentabilitatea noastră generală. Așa că în cele din urmă, din profitul obținut în acel ETF, plătim pentru ele. Acum, ratele de cheltuieli cele mai mici vin de obicei de la fonduri de index de piață largă și cu costuri căzute. Ratele de cheltuieli cele mai mici vin de obicei de la fonduri de index de piață largă și cu costuri scăzute, cum ar fi VTI sau VO, unde rata lor de cheltuieli este de 0,03 în cazul VTI și acest procent este considerat ieftin. Dar când ies aceste ETF-uri Bitcoin, presupun că vor fi mult mai scumpe aceste cheltuieli, aproape de 2% aș spune eu, pentru că sunt niște ETF-uri mai riscante. Nici nu ar fi mult 2% după părerea mea, să sperăm că nu este mai mult, dar totuși 2%, deși nu pare mult, majoritatea oamenilor nu vor avea idee cât o să-i coste în cele din urmă. Va fi o sumă destul de mare. Hai să facem un mic calcul. Să spunem că cineva a investit 100.000 de dolari în Bitcoin cu o rată de cheltuieli de 2% pe parcursul a 30 de ani. Să presupunem un randament de 8% cum este la bursă. Ai ajunge să faci undeva la 574.000 de dolari, dar taxele vor ajunge să te coste 431.000 de dolari pe parcursul acelor 30 de ani. Dacă ai această investiție cu rată de cheltuieli de 0,03, ca cea pe care ți-am arătat-o, ai ajunge la aproape dublu, adică 998.000 de dolari. Ca să înțelegi cât de mult te poate costa o rată de cheltuieli de doar 2% pe parcursul a 30 de ani. Până la 40% din randamentul tău total va fi șters, care ar fi trebuit să fie în buzunarul tău. Avertismentul numărul 3, acordă atenție modului în care le gestionează, pentru că unele din aceste ETF-uri vor fi gestionate în mod diferit. Unele dintre ele vor păstra Bitcoin-ul în cold storage, unele dintre ele vor avea taxe suspect de scăzute, unele ar putea chiar plăti dividende, iar unele dintre ele vor face toate acestea probabil împrumutând Bitcoin-ul, ca să atragă investitori lacomi. Bineînțeles, vreau să știu și părerea ta în comentarii dacă vrei să fac un video despre cele mai bune și cele mai rele ETF-uri odată ce sunt aprobate. Acum, iată gândurile mele personale. În ceea ce privește predicțiile de preț, cred că singurul adevăr despre Bitcoin este că nimeni nu știe ce se va întâmpla. Acum, iată ceva de luat în considerare. Dacă vine o recesiune, lucru pe care mulți oameni încă îl consideră că va veni anul viitor sau după aceea, dacă vine o recesiune, cele mai riscante active, printre care și Bitcoinul, se vor vinde cel mai greu. Bitcoin nu este imun la recesiune, așa că nu este garantat să rămână sau să crească în valoare. Dar pentru a juca avocatul diavolului, dacă Rezerva Federală decide să stimuleze economia prin scăderea ratelor
pentru a ne scoate din acea recesiune, atunci în cele din urmă vom avea și mai multă inflație, ceea ce înseamnă că Bitcoin va crește în valoare. Combinat și cu halvingul care are loc în 2024, obții mai multă cerere din cauza ETF-ului și mult mai puțin ofertă plus inflație. Obții o rețetă perfectă care pregătește Bitcoinul pentru succes. Așa că acestea sunt cele două scenarii de luat în considerare. Acum, cred că Katie Wood are dreptate că Bitcoin va valora mult mai mult până în 2030, dar când și cât nimeni nu știe exact, pentru că valorile de piață nu cresc în linie dreaptă. Așadar, vă recomand să aveți mare atenție, vă mulțumesc că m-ați urmărit până la sfârșit, dați un like acestui clip și un share să vadă și prietenii voștri pasionați de cripto. Ne vedem data viitoare. Pa!